Bună, să vedem simulările. Nu e rău, dar e prea plat. Trebuie să ai degradeu și pentru umbră. Da? Noutatea numărul 1, că trebuie să ai degradeu pentru umbră. Na. Tot trebuie să cam avem o sursă de lumină constantă, știi? E un pic cam închis. Nu e rău, e expresiv. Da? Odată ce rezolvi degradeele astea, fiindcă tu le dai din prima prea îmbâxite. O să meargă mult mai repede. Nu e rău, tot în zona aceea. E un pic mai puțin contrast aici, pot să zic. Trebuie umbrițele astea un pic, tot așa, pe volum. Da, tot în zona aceea. Prea atenție cu fundalul ăsta. Cred că putem să ne scutim de fundal și să ne concentrăm pe umbrițe. Da? Problema este aici că sunt toate la fel de intense. Da? Atenție la chestii de genul ăsta când scapă. Că scapă. Da? Asta trebuie construită. Axul ăsta trebuie să fie prezent. Aș putea zice că e mai bine un minus 5, dar nu e. Da? Atenție cu griurile astea să fie ori foarte închise, știi, și aici mai mult gri, da? Pare prea plat din cauza asta. Nu e rău, dar nu e terminat. E bună construcția, e cărnos așa, e voluminos, dar nu e terminat. Aici e un pic problemă, că nu e nimic construit. Da? Și să nu uităm că trebuie să dăm totuși volumele astea. La treime, da? Și trebuie construit totul. Nu poți să dai chiar umbra asta așa uniformă, zici că e 2D. Da? Deci să avem un degradeu constant pentru toate umbrițele astea. De fapt, nu, e ok. Atenție cu construcția, neapărat, da? Și degradee pentru umbrițe. Da? E bine, un pic cam micuțe. Nu avem chestia aia că sunt toate prea uniforme. Avem un degradeu constant. Lipsesc din liniile de construcție, asta pot să zic sigur. Dar e peste. Un pic cam micuț, asta pot să zic de asemenea. Deci e bine. Da. Tot așa, un pic cam uniform. Am putea face. Ne trebuie un punct focal mereu, da? Adică ar fi să zicem asta, ardeiul și cu umbrițele, da? Tot așa, asta, umbrițele și poate din nou para asta, negrită, da? Dar nu e rău. Sunt orientative. Fantastic. N-ar fi rea, îmi place poza asta, este fantastică. Lipsesc linii de construcție, asta pot să zic sigur. Ar fi fost bun desenul dacă aveai și compoziția din partea cealaltă. Da? Că e bun ca accente. Da? Vezi că e închis pe alocuri, are punctele astea de interes și are degradeul ăsta constant. Da? Aici e bine. Un pic de tot prea măzgălit. Atenție la chestiile de genul ăsta, că da? Strică imersionul, să zicem așa. Da? Aici cred că e o greșeală de perspectivă. Stai așa un pic că îmi face figuri calculatorul. Cum adoră calculatorul să se facă greșeli, să facă figuri. E o greșeală de perspectivă aici undeva. Da? Că astea ar trebui să vină cumva paralele. Dar nu e rău. Și cu greșelile de perspectivă. Nu, tot o să trească să scad. Da? Pentru greșelile de perspectivă, în mare parte. Dar atenție la chestiile astea care arată ca altceva, da? Cu accentele și crustul ești ok. Încearcă să-i pui la treime de gradeuri. Da? Să pară că e un volum. Nu ai degradeu din hașură. Nu ai construcția făcută. Da? Trebuie să fie un pic mai finuț desenat. Lasă să respire planșa, să se vadă, da, se vadă axele de construcție. Da? Și neapărat, nu mai da hașura asta agresivă, dă-o din greutatea crânului.
Ceainicul ăsta ar fi trebuit să aibă elipse peste tot. Nu poți să nu-ți scad pentru chestia asta, da? Lipsele se deschid pe măsură ce se duc de la linia orizontului în jos. E bine, nu prea e construit, asta am de zis. Nu văd construcția. Dar e în zona de ok. Nu mai dau aură de genul ăsta. Dă-o și tu într-o parte mai închis, dacă este. Da? Ar fi rău așa. Dar ai niște, da, inconsistenții în acestea de logică. Uite, chestia asta de aici e doar o pată. Ori ar trebui să fie totuși un volum, știi, cu niște arci așa și după aceea o grosime care vine peste. Știi ce zic? Elipsele astea să se vadă și ele construite. Aici e bine. Da. Da, e bine aici. N-aș strica un pic mai închise umbrițele. O să-i dea un punct de interes aici. Vezi să nu fie, să fie în perspectivă, să nu fie orizontal, așa, da? Uite, aici l-ai prins. Da? Și aici e bine. Sunt construite. Iar să nu fie blană, să fie un punct de interes neapărat, da? Și cu accente. Aici e bine. Da. E sensibil desenat. Atenție un pic la elipse, totuși. Să încercăm să-i prindem orizontalele alea, da? Pentru ax. Da, nu, e ok. Da, e ok desenul ăsta. Că respiră un pic cam mult planșa, e bine. Damaris, da. Da, foarte bine. Atenție la chestiile astea, da? Prinde-le un ax. Da? Avem centru de interes, da. Poate un pic mai mult reflexie aici la o treime. Știi tu ce zic. Dar e bine. Chiar este. Nu e rău, dar un pic prea agresiv. Încearcă să le construiești. Spamează la sfârșit încă o dată linii dacă e nevoie. Da? Aici e o greșeală de perspectivă la chestia asta. Dar iarăși, nu e rău. L-ai paginat tu pe verticală, ai insistat tu să le paginezi pe verticală. Da. Iarăși la o treime. E foarte bine aici, e sensibil, dar trebuie un pic de umbriță proprie. Un pic de fundal n-a stricat. Vezi că aici se deschide anapoda elipsa, dar ea trebuie să fie din ce în ce mai plată pe măsură ce se apropie de linia orizontului și mai deschisă pe măsură ce se depărtează. Deci e bine construit. Da, n-am ce să-ți reproșesc, că e ok. Poate greșeala asta zice că mă uit și scad fiindcă că ea din immersion-ul desenului, da? E clar că nu există consistență logică. Stai ca un 5. Da. Nu e rău, dar e prea agresiv. Ia uite, ce e super agresiv. Atenție la chestiile astea, da? Este bun desenul de linie. Atenție la lucrurile de genul ăsta, că trebuie construite. Da? Nu mai lăsați, da, cămbuștile genul ăsta, da? Că nu merg. Un pic prea. Tu ai o sensibilitate, dar nu e pusă bine în evidență. Trebuie să încerci să. Când dai hașura, vezi, aici pierzi tu foarte mult, Dragoș, că dai accentele din prima, dai hașura asta din prima până să ai un desen de linie foarte, foarte clar, da? Și după aceea când dai hașura, o dai mâzgălită, 2 la 4 cm, da? Lățime. Hai, degradeu ar fi venit aici, degradeu și aici, și pentru umbrița asta, degradeu din față, da? Nu e rău să știi. Dar vezi cu construcția aia. Nu e rău, dar nu pot să-ți dau foarte mult, că e construcția. Vezi și tu elipsele. Da? Uite-te la colegii tăi care au luat mai mult, cum sunt elipsele. Comparativ, da? Nu poți să ai. Da? Ia uite aici acum. Da? Nu pot, trebuie să scad pentru chestia asta. Aici o să pierdeți voi. Nu e rău, e un pic cam plin de ură, dar e ok. Aici e foarte bine. Iar și dacă am putea da inoxul ăsta mai la o treime. Nu ce l-ai prins, dar probabil n-am mai avut timp. Și încearcă hașura asta să o dai cumva să se ducă într-o direcție. Da? Nu e rău. Atenție la elipsa asta de aici. E game over cu elipsa asta de aici. Că nu e suficient de deschisă.
Da? Nefiind suficient de deschisă, s-a creat din prima iluzie optică și gata. Orice face, nu prea poți să o scoți. Da? Atenție cu fructul ăsta, că nu știu dacă e chiar așa. Da? Păcat că e interesant aici cum ai făcut. Un pic mai la o treime, da? Asta te trage cel mai mult în jos. Nu trebuie să scad pentru inconsistență. I'm sorry. Fiți, vă rog, un pic mai finuți la chestiile astea. Nu mai scăpați greșeli de perspectivă. N-am apucat să terminăm, nu? Apa curge dacă o vergi, nu? Pun și eu niște întrebări. Păcat că e bun desenul de linie. Încearcă să spamezi mai multe linii de construcție. Da? Pune-le în avans. Fiți smart. Oricum o să fie acolo. Scrie aici o greșeală de perspectivă. Da. Aici e foarte bine. Aici e foarte bine. Da. Atenție un pic, că aici începe să fie brutal deja. Da? Atenție cu brutalul ăsta. Bun, să vedem pe următoarele. Atenție un pic cu căzănelul ăsta, că e prea... Spun sigur că e o chestie de proporție, prea înalt. Îmi place cum sunt făcute în oglindă, pardon, scuze. Da? Materialul neapărat la o treime. Se vede că nu știm materialele încă. Da? Nu e rău desenul de linie, dar încearcă să-l intersectezi un pic mai mult. Ok? Poți să supraîntărești din linii. Da, nu e rău. Dar nu e unde trebuie să fie. Termin cu să batem fierul cât e cald cu compozițiile astea. Nu e rău ce e aici. Un pic de tot prea agresiv. Atenție cu partea asta de aici, că nu... Foarte ciudat. Ne făcându-i schițele mici, să știi că merge mult mai greu. Aici e bine. Dar atenție cu asta, că pare bătut cu ceva. Cu o sculptură contemporană, cumva, da? Da, atenție și cu accentele neapărat, da? Uite cum stă asta pe mijloc. Trebuie să fie mereu la o treime. Nu e rău. E finuț așa, dar nu e dus până la capăt. Încearcă să întărești un pic mai mult desenul de linie și vezi lipsele astea, da? Uite aici deja. Poți să le faci cu teul și echerul dacă e neapărat nevoie, da? Să ne iasă cum trebuie ele să iasă. N-ar fi rău. Ai tu niște calități, dar e mult prea agresiv. Nu pot, că nu ai nimic în partea dreaptă. Da? Încearcă să-i dai degradele astea mai din greutatea creonului. Și tot hașură cu accente, da? Vezi, aici deja e prea agresiv. Nu e rău. Da. Încearcă accentele astea, degradee, mereu. Mereu accente, mereu degradee. Linii de construcție, absolut mereu linii de construcție. Da? Nu e rău ce avem aici, sunt un picuț cam mici. Se vede că ai mai făcut la materiale, se simte, dar e un pic... E bună construcția asta, pot să zic sigur. Sunt un pic cam micuțe însă, da? Și încearcă să-i pui mai clare umbrele astea, că nu prea e clar. Nu prea e clar nici cam cum ar veni inoxul. Nu e rău. De iarăși, nu prea e clar volumul ăsta cum vine. Și cu umbriță și cu tot. Da? Încearcă să-i dea accentele din prima. Da? Adică aplicăm ce am învățat în alt context. Nu e rău, dar e un pic cam prea mult respiră planșa. Da? Trebuie niște accente. Cum dacă zici tu că umbrițele sunt în dreapta, aici ar trebui să vină inoxul la strong. Da? Hai, axul, ăsta îți garantez că trebuie să fie mai deschis un pic, apropiat de proporție ca unul de aici, da? Rău nu este, dar încă nu e ce trebuie să fie. Atenție la păhărel, la chestii de genul ăsta. Linii de construcție, desen de arhitectură. Da? Construiește lipsele. N-ar fi rău, dar aici e bună geometria asta, dar lipsesc din elemente astea, îți garantez.
făcut altă compoziție, nu? Că sunt altele. Da? De ce sunt altele? Da. Atenție la aia, uite aici acum. Sunt prea îngroșate chestiile astea, trebuie să-i dai accente. Ai să fie 3 mm umbra, separatricea. Dar trebuie să aibă și un pic de hașură, să aibă carne. Rău nu este, dar încă nu e ce trebuie. Da? Accentele astea mai clare și mai pierdute, că prea e mâzgălit. Nu e rău, e expresiv ce e aici. Atenție un pic la degradele astea mai închise și pierdute pe urmă, da? Dacă dai un fundal de genul ăsta, încearcă să înnegrești un pic mai mult pe aici, pe undeva. Da. Atenție un pic la... Vezi, nu e practic gâtul ăsta, n-are cum să vină așa, da? Prea micuțe. Un pic mai mari. Și încearcă să apeși, tu ți-e lipsește o greutate de linie, de hașură, pardon. Hașura aia din greutatea creionului. Ne lipsește chestia aceea. Desenul ăsta nu e rău, dar numai că nu e terminat, da? Asta e un început de desen. Da? E bun desenul de linie, în schimb. Încearcă să ne intersectezi și mai strong. Da? Și încearcă să prinzi aici construcția de lipse. Aici e un desen de linie bun, dar nu e terminat. Desenul de linie bun. Da? Și dacă poți să încerci să continui conturul ăsta, da? Da, e foarte precis desenul de linie. Se vede că ai simțit multe chestii, da? Foarte bine. Dar nu e terminat. De ce e bine? Atenție aici, că e prea repetitiv. Trebuie să aibă un pic de ceva mai altfel, da? Da, e în regulă. E prea uniform aici și aici, da? Încearcă să mai ștergi din chestia asta, dă-le accente. Negrește umbrele, negrește inoxul, doar inoxul. Se vadă și albul foii. Aici sunt prea, deci că sclătite. Deci e un pic mai ok. Le lipsesc din accentele alea de la muchii, da? Acum nu știu unde vin umbrele, în stânga, da? Că vin în stânga, să fie proiecția asta de umbrițe pe stânga, da? Bun, și cam asta sunt. Să notăm 5 chestii învățate din desenele noastre și ale colegilor și cred că o să facem tot o simulare cu compoziții.